După ce mass media au relatat pe larg povestea învățătoarei filmată în timp ce lovea doi copii în clasă, au apărut și alte mesaje, în special pe rețelele de socializare, din partea unor părinți care au trecut prin experiențe asemănătoare. Cătălin s-a ridicat și a zis că, domnule, dar nu aveți voie să ne bateți. Și noi de unde venim, nu ne-a bătut nimeni, nu, doamna director de acolo, nu ne-a zis niciodată nimic. Și atunci domnul învățător l-a luat de mână, l-a băgat sub catedră și l-a bătut cu picioarele, efectiv. E cu semnul întrebării, într-adevăr. E dificil pentru un părinte să dea un copil unde profesori, învățători ar bate un copil. Eu, fiind bunică, vă spun că foarte rău aș fi reacționat. Adică, nu știu, poate o mămică e mai calmă. Mama unuia dintre copiii filmați în timp ce erau bătuți de învățătoare spune că astăzi băiatul a refuzat să mai meargă la școală de frica altor represiuni. Mai sunt și alți copii care au fost loviți, au fost copii care au filmat, li s-au luat telefoanele, s-au șters filmările și băiatul meu în trecut, nu pot să vă spun exact luna și ziua. Acum ceva timp, tot așa au filmat, i-a luat telefonul și i-a șters filmările. Tot așa dădeam alți copii. Mamele celor doi copii agresați au depus plângere la poliție, iar la începutul săptămânii viitoare, elevii vor primi consiliere psihologică. În fața acestor mărturii, directoarea școlii Alexandru Vlahuță nu înțelege de ce până acum părinții nu au reclamat oficial cazurile de violență din timpul orelor. Părintele cu care am vorbit noi susține că copiii ei au fost loviți în repetate rânduri, băgați sub bancă și loviți cu picioarele și că a venit și v-a spus aceste lucruri. Nu, eu cred că acum sunt lucrurile acestea care s-au inflamat și cred că unii părinți, nu, mă abțin să comentez așa ceva. Doamna susține că este o practică la dumneavoastră în școală. Nu, este chiar revoltător dacă fac asemenea declarații părinții. Vă reamintim că învățătoarea Maria Cosma este anchetată de o comisie de disciplină din cadrul școlii care va stabili gradul său de vinovăție. Între timp, cadrul didactic a intrat în concediu medical până pe 15 mai.